Velma este considerat a fi cel mai prost desen animat făcut vreodată, dar se pare că acest lucru cand vă ajută seria. Hai să vorbim despre acest lucru. Fac și clipuri despre desene aici pe canal, deci bineînțeles că poți spulbera butonul de subscribe pentru a vedea ce se mai întâmplă pe aici. Comentarul zilei vine de la Lecu Mocanu, care zice: și chiar revine Shrek 5. Da, Lecu, aparent sunt șanse acolo destul de mari de revenire. Încă de când a apărut pe 12 ianuarie, Velma a primit backlash din toate direcțiile și chiar și acum încă se mai vorbește despre această serie, și anume cât de bad este ea all in all. Pe IMDb are acum nota 1,3, iar pe Rotten Tomatoes a ajuns la undeva la un 42%. Deci da, kind of nimeni nu iubește seria aceasta. Cumva însă acest lucru poate fi în a way benefic dacă ne gândim la faptul că și atenția negativă este până la urmă tot un fel de atenție, și cu toate că seria este considerată foarte slabă, se pare că totuși este și una dintre seriile de care multe persoane sunt interesate acum. Da, seria este vizionată de un număr mare de persoane și cu toate că are doar 10 episoade și este slabă, viewsurile seriei bat record după record in a way. Ceea ce după părerea mea este destul de weird, stonks, but ok. Kind of e posibil ca Velma să fie seria care să aducă viewerii înapoi pe Scooby-Doo, iar aceștia să redescopere desenele vechi, tocmai pentru că încearcă să șteargă din minte această serie Velma. In a way, all in all așa, e posibil ca seria să ajute totuși tot ceea ce a semnat Scooby-Doo, chiar dacă ea este considerată a fi una dintre cele mai proaste serii animate ever până la urmă. V-am mai zis părerea mea despre Velma și da, la fel ca majoritatea, sunt de părere că este o serie proastă care nu ajută universul Scooby-Doo. Dar având în vedere că totuși ea face in a way lumea să preurmărească episoadele vechi din Scooby-Doo, cred că reușește totuși să facă destul de bine chestia asta. Dacă nu ați văzut clipul în care vă zic mai multe despre serie, ia băgați un tap aici să vedeți despre ce este vorba.